Așa cum am promis, în această seară continuăm seria interviurilor exclusive Radio Dinamo 1948 cu un invitat totul și totul special, unul din copiii crescuți în curtea lui Dinamo și care bate la porțile afirmării, este deja în echipa secundă și cât de curând sunt eu sigur o să-l vedem la echipa mare. Bună seara, Andrei Târcoveanu, și bine ai venit la Radio Dinamo 1948! Andrei, anul trecut, capitanul echipei de junior B, ați câștigat titlul național, anul acesta ai făcut pasul către echipa secundă a clubului nostru. Cum este trecerea de la juniorat la nivel de seniori? Cum o simți tu? Da, este o mare diferență între junior și senior, este cu totul și cu totul o altă experiență, este o diferență mare de experiență, de viteză, de... este diferit. Este diferit. Da. A fost și în anturajul primei echipe, chiar ai câteva minuțele jucate, dacă nu mă înșel, la prima echipă alături de Patrick într-un amical. Spune-mi, te rog, este diferență mare între ceea ce ai văzut la Dinamo 2 și ceea ce ai văzut, de exemplu, la prima echipă? Nu mai vorbesc despre junior, tocmai ai spus mai devreme. Păi, la echipa mare sunt foarte mulți jucători cu experiență, cu... care ne-au ajutat foarte mult să ne integrăm, care ne-au ajutat în acele minute în care ne-am jucat și ne-a fost foarte greu. Deci nu este așa o mare diferență între echipa secundă și prima echipă. Andrei, o întrebare, am mai multe întrebări pentru tine, dar una din întrebările actuale, ca să spun așa, ai jucat astăzi în acel meci amical între Dinamo 1 și Dinamo 2, parcă s-a jucat, nu? Da, am jucat. Poți să ne spui și nouă scorul? Pentru că, sincer, am aflat decât că este un meci între prima și a doua echipă, dar nu știu scorul. Păi s-a terminat 6-2 după ambele reprize, dar după prima repriză s-a schimbat toată echipa la noi la Dinamo 2. Am fost 2-0 la pauză și 4-2 repriza secundă. Am înțeles. În prima are, bănuiesc că datorită frigului a fost foarte frig astăzi și fiind un meci amical, de aceea a jucat doar o singură repriză. Da, terenul foarte greu, moale. Am înțeles. Da. Spune-mi, te rog, de când ești tu la Dinamo? Știu că mai fost capitanul, cred că sunt 4-5 ani de când ești la Dinamo, dacă nu mă înșel. Nu, sunt chiar mai mult, sunt 11 ani de când sunt la Dinamo. Am crescut aici în curtea lui Dinamo. Am început fotbalul la Dinamo și sper să mă aferi cât mai repede aici. Uite, ai o întrebare de la colegul nostru, Cătălin. Care crezi că este principala ta calitate? Tehnica este principala mea calitate, inteligența în joc, astea m-au consacrat. Și unde crezi că ai mai avea de lucru? Păi mai toți la această vârstă mai avem nevoie de experiență și de minute, că cel mai important la vârsta asta este să joci și să o faci cât mai bine. Corect. Uite, o altă întrebare de la un alt ascultător. Unde te vezi peste 5 ani de zile? Păi eu vreau să îmi continui munca pe care am început-o aici, să câștig trofee cu Dinamo și să îi fac pe acești suporteri minunați să se bucure cum se bucurau în anii trecuți. Așa este. Uite, aș vrea acum să lăsăm puțin statutul tău de jucător la Dinamo, vorbim pur și simplu ca suporter dinamovist adevărat. Cum vezi tu situația la Dinamo în acest moment? Ca simplu suporter, repet, lăsăm puțin faptul că ești fotbalist al clubului nostru. Păi este o situație dificilă, dar anul trecut, din câte știm toți, am reușit să ne îndeplinim obiectivul pe care l-am avut. Anul acesta sper cu domnul Dănciulescu să facem o treabă bună până la sfârșitul turului și să vedem ce va fi pe viitor. Da, sunt foarte multe zvonuri în această. Cred că principalul obiectiv ar fi să scăpăm de insolvență. Din câte am înțeles eu, se va scăpa în perioada imediat următoare. Da, sper că se va întâmpla și acest lucru și cât mai repede. Andrei, uite, o altă întrebare de la un ascultător de-al nostru, de la Cristi. Care este jucătorul pe care îl admir cel mai mult? Păi, jucătorul pe care îl admir cel mai mult este Messi. Este un geniu, este altceva, pare cu totul alte calități care le are un jucător normal și îl admir foarte mult. Postul tău favorit este acela pe care joci, de mijlocaș de închidere? De mijlocaș central în spatele vârfului.
mijlocaș central în spatele vârfului. Știu că ai jucat la închidere o perioadă, sau cel puțin mie așa mi s-a părut din ceea ce am văzut eu la Dinamo 2 în acest sezon. Da, a fost nevoie de mine și acolo și sper că am făcut-o cât mai bine. Oriunde este nevoie, acolo voi juca. Ce vreau să întreb, peste ani de zile, mă rog, după ce îți vei face treaba la Dinamo și vei câștiga trofee la Dinamo, în ce campionat ai vrea, ți-ar place să joci, în ce campionat ai vrea tu să ajungi? În Spania, cred că este fotbalul care mi se potrivește cel mai mult. Cu tehnica pe care o am, cu acela, acolo m-aș afirma cel mai repede și cel mai bine. Am priceput. Andrei, uite o altă întrebare. Ai avut foarte mulți tehnicieni până acum la Dinamo 2. Anul trecut, dacă nu mă înșel eu, au fost destul de mulți și anul acesta. Care este tehnicianul care te-a marcat cel mai mult până acum, cu care te-ai înțeles cel mai bine și care a avut o influență cel mai mare asupra ta? Sigur, toți bănuiesc că au avut o oarecare influență, dar mă refer la unul pe care l-ai simțit mai aproape. Păi, prângă domnul Bratu, care l-am acum tehnician la echipă, a fost și domnul Cornațeanu, care m-a luat pentru prima dată în lotul echipei secunde și care m-a aruncat în luptă din primul meci ca titular. Am fost titular în toate meciurile cu dânsul și de acolo am ajuns să fiu și în lotul primei echipe pentru câteva antrenamente, meciuri amicale. Înțeles. De la prima echipă, care este jucătorul care îți place cel mai mult? Uite, și ca să nu te pun într-o situație dificilă, am să te rog să numești un singur jucător. Păi, Valentin Lazar. Vali Lazar. După părerea mea, da. Da, da, da. Este într-adevăr unul din jucătorii cei mai buni de la Dinamo din acest moment. Da. Acestea au fost întrebările pentru tine. Îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm la noi la Radio Dinamo 1948 și îți ținem pumnii în continuare. Sper ca următorul interviu pe care ți-l iau să fie cât mai repede și să fie în postura de jucător al primei echipe. Vă mulțumesc frumos și a fost o plăcere. Seară bună, Andrei, mulțumesc mult și ne mai auzim la Radio Dinamo 1948. Mulțumesc, bună seara.